Trebuie să vorbim cu El. Trebuie să-L simți pe Dumnezeu în tine, nu în afară de tine, în exterior, ci în interior, în inima ta, căci inima noastră este infinită întrucât în ea se sălășluiește Hristos de la botez. O persoană are niște dimensiuni infinite ale personalității lui. În adânc, fără limită, persoana umană este veșnică. În adâncul acesta din noi există Dumnezeu, după cum spune Sfântul Pavel de atâtea ori. Voi sunteți biserica Dumnezeului celui viu. Să nu direcționăm rugăciunea noastră într-un colț, că Dumnezeu nu e material sau spațial să-L pui într-un colț și să spui, acolo e Dumnezeu. Coboară-te în tine și adresează rugăciunea în inima ta lui Dumnezeu și vei simți prezența Lui. Convorbirea cu Dumnezeu îți aduce simțirea aceasta a prezenței lui Dumnezeu. Spune-i lui Dumnezeu când ți-e foame, când ți-e sete, spune-i lui Dumnezeu că te duci la rădăuți, spune-i lui Dumnezeu ceva pe drum, arată-i lui Dumnezeu ce frumoase sunt florile. Vorbește cu Dumnezeu de toate. Doamne, ce să fac? Uite, trebuie să fac asta și asta. Mi-e foame, mă duc să mănânc o bucățică de pâine. Tot ai în minte lucrurile astea, par copilărești, dar conversația aceasta cu Dumnezeu se preface în rugăciune. Pentru că ce este rugăciunea? Este o continuă comunicare a omului cu Dumnezeu. Gândiți-vă ce spunea Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Tesaloniceni. Rugați-vă neîncetat. Cum putea el să se roage neîncetat când era un om foarte activ? Atâtea biserici a făcut, atâtea epistole a dictat, atâtea lucruri avea de făcut. Nu putea să stea în genunchi neîncetat. La asta s-a gândit, să ai întotdeauna în inima ta sentimentul prezenței lui Dumnezeu. De fapt, Sfinții Părinți așa definesc rugăciunea. Rugăciunea este sentimentul prezenței lui Dumnezeu. Rugăciunea nu este doar atunci când citești în carte. Trebuie spus tinerilor lucrul acesta. Nu este doar când te rogi dimineața și gata, am terminat. Sau zici, ah, nu mi-am sfârșit rugăciunile. Rugăciunea nu se sfârșește niciodată. Vorbește cu Dumnezeu copilărește, că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Și vorba asta copilărească, dacă ai prezența lui Dumnezeu în tine, atunci ești într-o stare de rugăciune. Omul devine o rugăciune. Cuvânt de folos cu Dumnezeu îți aduce sentimentul prezenței intime a lui Dumnezeu în inima ta. Voi știți proverbul călugăresc, dacă te rogi numai când te rogi, nu te rogi deloc. Dacă ai prezența lui Dumnezeu în tine, atunci ești într-o stare de rugăciune. Omul devine o rugăciune. Omul are o stare de rugăciune, nu momente de rugăciune, momente când se roagă și momente când nu se roagă. Ar fi groaznic. Trebuie să avem tot timpul simțirea lui Dumnezeu. Când spui, Doamne, să fii sigur că Dumnezeu se întoarce cu fața la tine și așteaptă să-i spui ceva. Când ești ocupat, fii atent la lucrul pe care îl faci. Când ai conversații, gândește-te la ce spui. Dar, dacă ai timp puțin, 2, 3, 4 minute, sau chiar într-o conversație cu oamenii, poți să spui, Doamne Iisuse Hristoase, uită-te la noi, ajută-ne! Sau, binecuvântează-i pe oamenii aceștia!